Dacă vrei ca Tudor să afle că sora mea s-a culcat cu tine și că unul dintre copiii lui e de fapt copilul tău. Tot ce trebuie să faci este să te liniștești. În regulă, sarcina este perfectă. Mă bucur că ai luat hotărârea care trebuie. Nu vreau mare lucru. Vreau doar ca sălbatica asta să putrezească în pușcărie. De când ai venit, viața mea s-a schimbat. Amen. Ce faci? Acum mai și spinezi, nu? Îmi era sete, e mic altceva. Nu schimba subiectul, nu face pe mortul Bucușoi. Ți-am pus o întrebare. Dacă mă ajuți, îți promit că nu te mai întorci în închisoare. Era nepotul domnului Octavian. Eu lucram pentru domnul Octavian. Da, dar cred că l-am văzut la televizor. Ce faci? Ai nebunit. Pleacă de acolo. David, te rog, spune-i calm, liniștit, domnule avocat, ce s-a întâmplat atunci când... Ce vrei să-i spui? Te ascult. Vreau să vă spun că... persoana care l-a omorât pe Octavian... este Narcisa. Narcisa? Te rog, lasă să termin. Da. Narcisa mi s-a confesat. Ce-am făcut eu, mincinosule? Narcisa, calmează. O să mă calmez? Îmi zice că l-am omorât. Eu n-am omorât pe nimeni. N-am omorât pe nimeni. Uită-te la ea, Tudor, ce reacție are. Ce reacție să am? Tipul ăsta e un enorcit, e un mincinos. Cum Dumnezeu credeți balivernele astea? Trebuie să terminat aici. Dar cum să nu? Pleci acum, nu? Ai dat cu noroi în mine și gata, acum pleci! Ești un gunoi! Un gunoi nenorocit și mincinos! Dumnezeu, te-o fi lăsat tot Octavian în casa lui! Narcisa, nu mă ajuți deloc! De ce nu, Tudor? Las-o! Tipul ăsta de temperament dovedește că e capabilă de crimă. E un temperament coleric. Poate n-a vrut să-l omoare pe Coza. Habar n-am, poate a avut o divergență. S-a înfuriat, a pus mâna pe ceva și l-a omorât pe bietul. Este posibil. Cum ar fi Narcisa! Posibil? Narcisa! Posibil? De lăsați-mă!
adevărat ce zice? Situația asta mă depășește. Eu nu mă simt prea bine. A, trebuie să simt mai bine, a? Te rog frumos, liniștește clienta că gata, face un calmat. S-a calmat. Nu m-a calmat. Atunci o să chemem poliția să ne calmăm. Haide, nu? Cristian, te rog, calmează de tu acum. Dacă tu ai impresia că o să-ți fac și eu cu tenșeli. Îmi pare rău, dar nu este niciun joc. Să știi că eu nu sunt Cristian. Pe mine nu mă poți manipula. Dar de ce ești surprins? Despre ce manipulare vorbești? Despre a ta. Nu fii ipocrit. Te rog frumos. Fii mai elegantă. S-ar putea să fie Cristian Nicolo. Și ce, dragule, ți-e frică? Frică? Deloc. Ar trebui. Cristian te consideră angajatul model și când colo tu te culci cu nevastă sa pe la spatele lui. Știi ce? Cred că pastilele alea nu-ți fac bine deloc. Iar ție nu prea ți-a ieșit planul. Mi-ai fi tăiat eu venele, dar acum tu vei fi cel care va vrea să moară. Nu mi-e frică de tine. Ești chiar inofensivă. Plus că nu te prinde deloc rolul ăsta de femeie rea. Nu fi așa sigur, dragul meu. Știi ce cred eu? Cred că ești însărcinată și cred că ești disperată. Pentru că ai un soț care nu te bagă în seamă. Ba te ignoră! Fii atentă la mine. Fii atentă la mine. Ești o târfă care și-o trage pe la toate colțurile spre zi. Foarte bine că dacă ești tatăl copilului, va trebui să te ocupi. Și tu ai impresia că o să mi-l pui în cârcă? Asta nu e de mine, nu sunt bun. E bine, te descurci foarte bine. Păi asta e justiția care trebuie... Auzi, te rog. Am discutat înainte despre asta și ai fost de acord. Nu e bine. David, nu te judeca. Gândește-te la tine, gândește-te la ce e corect pentru tine. Haideți, domnule, să acuzi pe cineva de o crimă pe care nici măcar nu știu dacă a comis-o, vi se pare corect? Dar nu tu ai fost primul care a învinuit-o la început? Da, era altceva. Era altceva? Nu. Ai și trâmbițat-o sus și tare pe la televiziuni. Nu înțelegeți absolut nimic. Tu nu înțelegi că Tudor te bagă la închisoare. N-aveți scrupule. Și tu n-ai încotro. Mai poți da înapoi acum. Copii, ia să vedem. Ce este acesta? Este un... Un vapor! Un copac! Un avion! Un cangur! O broscuță! Un cățel! Nu! E un excavator! Există un ou care poate fi toate acestea. Kinder Surprise, singurul ou de ciocolată cu peste 100 de surprize diferite, revine în România. Dar e un nou! Of, adulții ăștia! Kinder Surprise, mereu pus pe surprize. Vrei puțin apă? Nu, nu vreau nimic! Vreau să fie viu, domnul Octavian, să spună tuturor cum sunt eu de fapt! Dar noi știm bine cum ești. Știm că-l iubeai pe Octavian. Dar dacă vrei să trecem prin lupta asta împreună, trebuie să fii puternic. Da, dar este acuzată de crimă! Știi ce aia crimă? A venit nenorocitul ăsta să mă acuze și eu îl iubeam cel mai mult pe Octavian. Și eu și Cati știm că ești un om bun, de ești așa de îngrozită. Haide să lămurim lucrurile. Ce să lămurim? Nu mai e nimic de lămurit! E nebun, e un dobitoc, e un gunoi! Nu este pentru prima oară când te acuză. Ai încredere în mine. Dar nu toată lumea e la fel. Și Cati crede același lucru. Ai încredere în mine? Vezi? Vezi? Așa ne place. Cati, ai grijă de ea, tu. Te las pe mâini bune. O să te coste mult aventura asta, Manuela. Foarte mult. Te-ai pus cu ce nu trebuie. Să la recepție ca să se mai calmeze. Noi acum putem discuta normal. Sigur.
Cum vrei Cristian să reacționeze? Poate vrei să așeze pe un fotoliu, picior peste picior, să ne ceară și o cafea în timp ce noi o acuzăm. Dacă îmi permiți, te rog, este important să asculți ce are omul ăsta de spus până la capăt. Da. De ce crezi tu că ea l-a omorât pe Octavian Cozac? David, liniștit, îi spui și lui ce mi-ai spus și mie. Narcisa mi-a propus mai demult. Ce anume? Avea un plan. Un plan? Da. Mi-a propus să o ajut să-l omoare pe Octavian. Cum? De ce? Ce motivație ar fi avut? M-a întrebat cât valorează tablourile lui. Spunea că dacă îl omorâm pe Octavian, putem să rămânem cu ele. Continuă, dar... Eu bineînțeles că m-am opus categoric. Și? Am încercat să o fac să renunțe. Știți, eu îl iubeam foarte mult pe Octavian. Și chiar am crezut că am reușit. Dar în dimineața aceea, când am ajuns acasă și l-am găsit mort, mi-am dat seama că i-a reușit ce și-a propus. E incredibil. De cântat? Doar nu-i fi vreo vrăjitoare să stau toată ziua încruntată, nu? Oricum, azi nimic nu-mi strică fericirea. Nici măcar neobrăzarea ta. Dar n-am vrut să fiu neobrăzată, numai că m-am gândit că s-a întâmplat ceva de cântați așa. Trebuia să fi întâmplat ceva, Mioara? Pur și simplu, am o zi excelentă. Da. Curios. Adică, sunt curioasă să aflu. Să aflu. Ce s-a întâmplat? Să nu întregi măsura, Mioara, da? Între noi nu există confidențe. Așa că oricât de bine dispus aș fi, să stăm fiecare în banca noastră. Da, da? Am înțeles. A, să nu uite. Ați spus să schimb meniul. Acum spuneți, doamnă, după ce am cărat zeci de kilograme de legume și fructe? Da, astăzi copiii poate să mănânce porcările alea care le plac lor așa de mult. Ce vor ei? Pizza, hamburgeri, toate bombele alea calorice după care se dau ei în vânt. Da, am înțeles. Ce-a făcut Scorpia? Nu ia bună. Nu mă crezi, nu? Nu știu ce să mai cred. M-am bucurat că l-am găsit pe tipul ăsta așa și am pus te fac să-i ascult declarația. Ceva nu se leagă. Ce? Mie mi se pare totul din ce în ce mai clar. Nu sunt convins. Narcisa stă de ceva timp la mine în casă. Putea să ia o grămadă de lucruri. Nu s-a arătat deloc interesată de bani. Nu încă. Sau nu acum. N-are nevoie de nimic. Nu tu mi-ai spus? Dar gândește-te la ea, acolo. La foamea aia de la sat. Nu. Trebuie să fie o greșeală. Tudor. Eu te înțeleg. Ți-e dragă fata asta, nu? Îți vorbesc în calitate de avocat. Hai, fii serios. Nu poți să fii obiectiv în situații de asta. Sunt prea multe lucruri ciudate la mijloc. Tudor, te-a salvat. S-a nimerit pe acolo și te-a salvat pe tine și te-a salvat copiii. Dar, de fapt, nu o cunoști. Nici pe David nu-l cunoaște. Corect. Dar din experiența noastră, din experiența ta, câți indivizi de ăștia cunoști cu fețe de îngeri care și-au omorât mama pentru câteva sute de lei? Hm? Cristian, eu am văzut-o când a prins un hoț care furase poșeta unei bătrâni. Asta s-a întâmplat sub ochii mei, în parc.
Poate vrea să demonstreze ceva. Gândește-te. Nu fi naiv. Scuzați-mă, domnilor. Soția dumneavoastră, Manuela, e în birou și vă așteaptă. Mersi, mă. Gândește-te. Vorbim după. Mulțumesc că ai grijă de mine. Da. Vrei să duc un pahar cu apă? Nu, nu. Vreau doar să mă relaxez acum că am ajuns acasă. Și îți mulțumesc că ești alături de mine. Chiar și după... Sunt soțul tău în continuare, chiar și după. Vreau să știi că și mie mi-este foarte greu. Ce facem? Manuela. Continuăm relația asta? Nu știu. Aș vrea să am un răspuns, da? Eu sunt supărat. Sunt foarte supărat. Știu. Da, dar... Aș putea să trec cu vederea peste infidelitatea, dar nu e. În afara faptului că, nu știu, poate ești îndrăgostită de individ. Ești îndrăgostită de el? Acum aș vrea să dorm. Nu te super, nu? Să știți că nu sunt proastă. Poftim? De când am plecat de la birou, nici măcar o vorbă nu mi-a s-a adresat. Scuze-mă, nu mi-am dat seama. Da, păi... Mai bine, cred că și dacă dansam din burrito nu v-ați fi dat seama. Nici măcar nu v-ați uitat că stai aici. Narcisa, sunt obosit, atâta tot. Nu prea aveți față de obosit. Dar ce față am, Narcisa? Domnul Tudor, de ce nu sunteți sincer cu mine? Narcisa, eu sunt sincer cu tine, dar cred că tu nu ești foarte sinceră. Vedeți? N-aveți încredere în mine, asta e. Narcisa, n-am făcut altceva decât să-ți răspund la întrebări. Haideți, domnul Tudor, de ce nu recunoașteți că n-aveți încredere? De ce nu recunoașteți că îi credeți pe idioții aia, pe proștii aia? Gata, 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 nu mai răspund la nicio întrebare. Domnul Tudor, de ce nu am încredere în dumneavoastră? Dumneavoastră aveți încredere în mine? Narcisa, am încredere. Dar tot... Ce? N-aveți deloc încredere în mine? Narcisa, Narcisa! Narcisa! Băi, eu plec acum! Exact așa cum ai auzit, a fugit. Pur și simplu a fugit. Și tu n-ai urmărit-o? N-ai văzut și tu unde se duce? Nu aveam cum. Oprisem pentru a da prioritate. După care m-a luat prin surprindere, pur și simplu. A deschis ușa și a fugit. N-am putut să urmăresc, fugea, nu glumă. Știi ce înseamnă asta, nu? Nu, ce? Este considerată fugare. Hai de Cristian, lasă-mă cu asta acum!
Ar trebui. Clienta ta, inculpată, aflată în custodia ta, a fugit. Cristian, de când ai devenit obsedat de cazul ăsta? Mă preocupă la fel ca și celelalte cazuri. Nu am... Te ajut să deschizi ochii. Nu degeaba ai mare încredere în mine, nu? Sau greșesc? Nu, Cristian, nu greșești. Numai că fata asta n-a fugit așa, degeaba. Mai clar de atât nu se poate. Se știe vinovată. Și a fugit. Nu e adevărat. Are senzația că noi o considerăm vinovată. De-aia a fugit. Ce nu e așa de clar? Cristian, trebuie să închid. Da, am auzit. Închide liniștit. Cum a plecat? Tata, Narcisa a plecat, da. Nu poate pleca, nu poate pleca fără să și-a rămas bun de la mine. Ștefan, de ce? Ștefan! Ce se întâmplă cu tine, Ștefan? Lasă-mă în pace, pleacă! Vai, ce prost crescut ești! Eliza! Ce cu băiatul ăsta? M-am împins, era cât pe ce să mă ia pe sus. Iartă, nu se simte foarte bine. Da, trăiesc în casa asta ca să iert. Eliza! V-aș certa? Îți explic mai târziu. Scuză-mă. Ștefan! Doamna, ce mai vrei și tu? Mă caut pe Narcisa. Nu o găsesc nicăieri, nu știți unde e? Nu, din fericire. Da. Nu o găsesc. Ai căutat-o în grădină? Poate e cocoțat într-un copac. Du-te. Narcisa se va întoarce. De unde știi? O cunosc, sunt sigur. De ce toți pe care îi iubesc pleacă? N-a plecat nimeni. E măcar ușor a rămas bun. Are niște probleme acum. Avea nevoie să se detașeze. Nu e adevărat. Mai întâi m-a lăsat mama cu Narcisa. Ștefan, eu sunt aici. Nu te-a lăsat nimeni. Știu, dar Narcisa a plecat. Îi zici ceva? Te-ai supărat pe ea? Nu, nu. Se va întoarce, ai să vezi. Hai, liniștește-te, te rog. Simți? Ai fost ce lovituri, da? Da, simt. Ce s-a întâmplat? Ai vreo problemă de ești așa? Așa cum e, Irina? Nu știu, te văd preocupat. Ești cu mintea în altă parte. N-am nimic. Ți-e frică, nu? Te rog, eu nu începe iar cu frica asta. Și eu sunt speriată. De fapt, sunt îngrozită. Dar mai așa puțin... În plus, uite cum s-au aranjat lucrurile. Ai obținut un serviciu într-unul dintre cele mai bune cabinete de avocatură din țară. Tata a zis că ne va ajuta și el. Sigur, la început o să fie dificil, dar vom reuși. O să vezi, dacă suntem împreună, ne descurcăm. Știi, pe etajul iubitului e dat telefon. Da, probabil cineva de la birou.
Ceva supărat. Uite la ce oră sună. Nu răspunzi? Nu, stai, hai că răspund. Nu știu să-l dau. Da. Vreau să spun că am un pic de aciditate. Dar cred că e ceva normal, nu? Nu, îmi pare rău, nu vă pot ajuta acum. Vai, săracu, trebuie să te prefaci ca să vorbești cu amanta ta. Vreau doar să-și cer părerea, știu că ai un pic mai multă experiență. Am zis că nu vă pot ajuta acum. Ce s-a întâmplat? Un dobitoc de la birou mă tot sună. Emitele, trebuie să vorbești cu șefii tăi. Nu pot da numărul tău de telefon oricui. Ai și tu viața ta. Da, ai dreptate. Gândește din nou. Ai simțit? Pe departe, mai bine că sălbatica a fugit. Astfel revine liniștea în casa asta. Eliza, ai grijă cum vorbești despre Narcisa, te rog. O să încerc, Tudor, o să încerc. Tată, nu pot să cred că încă e apărarea. Nu-mi place când vorbiți așa despre ea? O aper, tată. Nu te înțeleg, e foarte simplu. Dacă era nevinovată, de ce a plecat ca o delicventă? De ce a fugit? Și dacă n-a fugit? Nu, și atunci? Și altă variantă e că s-a speriat. Da, s-a speriat că trebuie să se întoarcă la locul ei. Ajunge, fata mea, te rog. Eu cred că Narcisa s-a speriat. E o fată bună. Mioara, nu ți-a cerut nimeni părerea. Da, dar să știți că și mie îmi pasă ce se petrece cu Narcisa. Mioara, acum aflu ceva, am să te anunț. Da. Ce facem? În seara asta nu mai mâncăm? Sincer, faptul că a plecat sălbatica, adică, pardon, săraca Narcisa, nu-mi taie deloc pofta de mâncare. Mai degrabă invers. Da, bine, mâncați voi. Eu mă duc să dau niște telefoane. Nu înțeleg de ce atâta dramă. Nu respirăm un aer mai curat decât nu mai jegoasă aia pe aici? Ce? Vă rog să mă scuzați. Nu facem. N-am dormit toată noaptea. De ce? Îi duc grijă Narcisei. Singură în oraș, nu știe. Gândim pozitiv, nu o să se întâmple nimic. Da, da. Of. Vă rog să mă scuzați, nu vreau să fiu pisăloagă, dar ați sunat-o pe bunica ei? Este primul lucru pe care l-am făcut.
Mai că știi că Narcisa nu este proastă. Așa că nu s-a dus acolo. Să dea Dumnezeu să nu se fi întâmplat nimic, dar... Nu s-a întâmplat nimic, te rog, nu exagera. Mi-e frică pentru ea, asta e. Vreau să te rog ceva. Da, spuneți. Vreau să vorbești cu Ștefan. E un pic cam trist și... Da, mă ocup. Mulțumesc mult de tot. Mă ocup. Răspund eu. Neața. Salut. Mersi. Poftă bună. Ceva noutăți? Nu. O cafea? Îmi pun eu. Nu știu nimic deocamdată. Nici nu știu ce să mai fac. Cum? Ce să faci? Trebuie să sunăm la poliție. Asta e? Nu. Exclus. Tudor, asta trebuie făcut. Nu, Cristian. Avem declarația lui David care o inculpă. Fuge de acasă. Asta nu înseamnă nimic? Este doar o bănuială, atâta tot. Iartă-mă, trebuie să insist. Dacă nu depunem plângere, devenim complici. Trebuie să o denunțăm.
dată? Ce dracu mai vrei? Vreau să-mi spui cum ți se par numele astea. Ion, Andrei sau Vasile? Asta în cazul în care e un băiat. Vreau să fie un nume sfânt, un nume românesc. Iar dacă e fată, oscilez între... Amelia sau Erica. Bineînțeles, dacă e copilul lui Cristian, decizia îi va aparține în totalitate. Dar cum sunt foarte convinsă că este al tău... Ascultă-mă bine, Jean. Abiță-mă puțină. Dacă te pune dracul să te joci cu mine... Te omor. Și te omor cu mâna mea. Tu mă auzi? Să nu-mi afecteze munca de birou. Cer scuze dacă ți-a auzit. Nici o problemă. Te-am auzit. Șapiți, cu... Emilie, trebuie să fii mai subtil. Cer scuze încă o dată. Ascultă la mine. Partea asta o să scoată pe realbi. Nu, chiar nu scoate. E dementă. E nebună. Ah, dacă știi cât de mine te înțeleg. Dacă vreodată ai nevoie de vreun sfat, dă-și mă. Nu ai ezitat să apelezi la mine. Am avut și de 20 de ani. Evident, de mult. Cristian, în birou la dumneavoastră. S-a întâmplat ceva? E cu poliția. Poftim. Au ajuns acum câteva minute. M-am rugat să nu fac asta. Ce faceți aici? Credeam că ne-am înțeles. Tudor, lucrurile au devenit serioase. Te rog să mă ierti. Am hotărât să declar la poliție. Ți-am zis că mă ocup eu de găsirea ei. Nu e doar problema ta, Tudor. Suntem parteneri. Domnule, să ne înțelegem. E vorba de o femeie acuzată de crimă. Asta nu știm nici eu și nici dumneata.
pentru simplu fapt că nu există dovezi. Avem declarația lui David, care acesta ne-a povestit că Narcisa avea intenția să-l omoare pe Octavian Cozac. David e un mincinos. David nu este nepotul lui Octavian Cozac. Nici măcar nu știm cine e David. De pentru care mărturia lui nu e de încredere. Alo? Narcisa, unde ai fugit, dragă? În ce te-ai băgat, capsec? Aici toți sunt îngrijorați că ai dispărut. Mioara nu-mi pasă. E treaba lor. Cu sclifosita aia și cu isterica aia oricum mi-era greu. Și am văzut că domnul Tudor nu mai crede. Și m-am săturat să stau într-un loc în care mă consideră o criminală. Una e să fii considerată o nicioplită și alta e să se spună mereu că ești o criminală. Narcisa, nu-ți dai seama că dacă fugi complici lucrurile și mai mult? Mioara, nu vreau decât hainele mele, atât. De ce nu vii tu mai bine să vorbești cu domnul Tudor față în față? El te va înțelege, o să vezi. Nu mai vreau să mai las nici măcar un ciorap acolo, da? Dar unde să ți le aduc? Vino și ele, tu! Voi fi o sălbatică și netoplită, dar proastă nu, să știi! Tu vrei să vin acolo și după aia tu să-l anunți pe domnul Tudor, nu? Nu! Ai, Mioara! Bine, bine, unde vrei să ți le aduc? Uite, sunt lângă un parc, lângă Cismigiu. E o benzinărie aici. Te rog, vino tu și nu anunța pe nimeni, te rog mult. Hai! Poliția? Vreau să fac un denunț. M-ai trădat, Mioara! M-ai trădat! Nu, n-am făcut asta! M-ai trădat! Nu. Ba... nu, ce zici? Nu! Nu, lăsați-o! Drumul, am fost, dăm drumul că mă doare! Faci că-ți rup gâtul, mă! Dă-mă drumul! Vrei să fac un cir să te audă tot cartierul ăsta? Business, vorba asta e capitală.
Nimic nu e ce crezi. Ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jungla.